Socialdemocrații dâmbovițeni au ținut să facă câteva comentarii pe seama sondajului MAST, care a fost realizat în perioada 10-18 octombrie pe un eșantion de 1039 de persoane și care are o marjă de eroare de 3%. Potrivit acestui sondaj, la alegerile parlamentare din luna decembrie, USL ar obține 57,4% din voturi, fiind urmat de ARD și PPDD. ARD este cotat la 16%, PPDD la 14,9%, iar UDMR la 6,4%. Restul formațiunilor politice nu depășesc pragul electoral. PRM ar obține 3,6%, PNG 1,4%, al partid 0,3% și UNPR 0,1%. Un sondaj de opinie care a fost realizat în perioada 10-18 octombrie 2012 de către IMAS la solicitarea pentru adevărul, care arată ultimele cifre cu privire la opțiunile cetățenilor români dacă ar fi avut loc alegerile parlamentare. Cifrele acestui sondaj au reliefat faptul că USL are un procent de 57,4% în opțiunile cetățenilor români la jumătatea lunii octombrie. Pe locul 2 se află ARD cu 16%, urmat de PPPD cu 14,9% și UDMR cu 6,4%. Restul formațiunilor politice care au făcut obiectul sondării opiniei publice nu au depășit pragul electoral. Vreau să vă fac câteva comentarii cu privire la aceste cifre reliefate de sondaj. În primul rând, puteți observa faptul că USL a crescut deja de la ultima sondare realizată în luna septembrie, când se afla la un procent de 55%. Iar al doilea comentariu vizează faptul că ARD, din care fac parte, așa cum bine știți, FC, Forța Civică și Partidul Național Creștin Democrat, Aripa Pavelescu, nu a schimbat în mod radical peisajul politic. Dacă ARD-ul obține la jumătatea lunii octombrie 16% din procent, la o sondare care a fost făcută luna septembrie, PDL-ul avea 17,8% procent. Deci faptul că s-a realizat această asociere cu celelalte două formațiuni politice nu a făcut altceva decât să scadă procentul PDL-ului. Remarcăm faptul că într-o singură lună, mai puțin de o lună chiar, USL-ul a crescut cu aproape 3%.